despre nuntă, muncă și viața de la țară de altă dată. Salut, mă numesc Ines Ignat și sunt voluntar la proiectul My Story. Cum vă numiți? Cum vă cheamă? Condrechi Miruliță mă cheamă. V-ați născut aici sau ați venit din altă parte? Aici. 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 Și câți frați erați acasă? 7 am fost. 7? Și cum era când erați mic copil? Eram mulți. Când eram copii mulți. Numai la dumneavoastră sau toată lumea așa avea copii mulți? Toată lumea. Toată lumea avea așa. Toată lumea. Cam și cât vreau. Că și copii mulți înainte, nu ca acum, faci 1, 2 și gata, nu mai faci. Da. Și lucrați din mititică, vă dat? Da, cum? Ce făceați? Ne ducem la câmp, acasă, cu sapă după buruienii, așa se cheamă la noi. Aducem la animali. Aveați animale? Ce animale aveați plâng casă? Ui, avem oi multe acasă, nu știi, că avem oi multe înainte ca acum. Acum nu mai poți ține, că nu mai poți mânci. Da, aveați gospodării mari. Da. Da, da. În ce an v-ați născut? În 35. În 35. Așa. La școală ați fost? Am fost. Aveați timp sau aveați mai mult de lucru pe acasă? E... Vă mai lăsau părinți și la școală? Să fac treabă. 4 clasa am atât. Da, da. Mă trebuie cu cârlanii, cu vașile. Da. Și așa, așa făceau pisi tot în sat? Da, cum? Da. Și la școală, cu ce mergeați? Că l-a întrebat și pe domnul. Aveați uniformă? Aveați... Ei, era uniformă. No, cu traistă. Cu traistă și cu rochea de acasă, care era cu traistă, cum era înainte. Și avem jantă? Trăistuță, trăistuță. Trăistuță, cu mai cu jantă, cu... De lână de oaie. Iosdan. Făcută acasă sau cumpărată? Acasă ne facem, mamaia. Mă întrebiți unde toate. Da, păi spuneți-mi. Păi da. Ce fel de mâncă? Ce se mânca atunci? Ce se mânca? Făcea câte o mămăligă mare. Pe masă cu trei picioare. Cu trei picioare. Așa tremura masă. Trecem tăți prin prejur acolo. Da, dar stăiem mămăligă cu oață atunci. Piscăunel, stăiem în prejur cum stăm acum. Piscăunel de astea, așa. Făce patrale. Da, tăiem mămăligă cu oață. Și ce v-a mai dat când v-ați mai dat? Și mi-a dat o vacă, zece oi. Și ce ați făcut cu asta? Ați plecat cu, la soț, acasă, de la soacră da, sau? Da. Da? Cu soacra cum, v-ați înțeles? Bine, am avut soacră bună. Da. Și ia spuneți cum a fost la nuntă? Frumos, am avut nuntă frumos. Cum v-ați pregătit? V-ați, rochii dimineața ați avut? Da, cum? Cum era rochia dimineața? Rochie lungă, până în pământ. Era cumpărată sau tot făcută din... Cumpărată. 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 Și câte lume ați avut la nuntă? Lume multă, de aici, de la soț, de acolo. Unde ați făcut-o? La Glodeni, la satul bărbatul. Era satul la cămin sau în curte? La casă. La casă? La socre, acolo. Acolo. Fanfare. Era atunci. Da? Și cum începea nunta ziua? Cum începea ziua? Ce se făcea prima dată? De dimineață. Ce se întâmpla prima dată? De dimineață și seara începe... Ați luat cu nuntă? Da, cum? Adică cum v-o lua cu nuntă? Cu muzică. Cu nuntă. Sâmbătă-seară. Sâmbătă-seară. Și era drumul, știi, pe acolo, pe la pod. Știi? Da, cum? Și-a făcut gard de sârmă, că nu dădea, nu da vulpe de ajuns. La mine i-a dat foc. Nu da vulpe de ajuns. Și-a făcut gard de sârmă. Mă rog. Dacă nu vrei să plătească cum era... Pe cum se plătească? Ce? Bogdan, vulpe. Să dai bani. Vulpe, așa se chema. Ce înseamnă vulpe? Și bani. Atâția bani. Cine îți cere? Flăcăie. Flăcăie. Flăcăie, da. Era un obicei? Da. Da. Ia spuneți-mi despre obiceiul ăsta. Ia, povesteți-mi cum este. Dacă nu dădeai, dădeai bătaie. Și nu a vrut să plătească? Am plătit, cum nu? Plătesc? E frică. Cât a dat? Ei, le-a dat și o... Cum se cheamă lascăr? Vienul, ca cadeu, ca cum? 10 kg de vin și le-a dat și bani. Da? În primul rând, dar sunt biete, de nebunească. Da. Că se iei mireasa din sat, altfel nu lua mireasa. Și după ce lua mireasa din sat, dădea bani și lua mireasa din sat, ce făcea?
rămâne un sat, a doua zi vin eu la nuntă acolo, frumos. Făceați nuntă și la biserică? Da, la cununie. Așa. Duminică dimineață ne ducem la cununie. Mă îmbrăcam dimineață, s-o îmbrăca mireasa, după așa e pleacă la cununie. Așa. Și poveste. Și după aceea, gata, ați devenit soții. Da, se termină nunta. La duminică seara era masa. Duminică seara era. Atunci vin eu, oamenii, și dărui eu bani. Dărui eu bani, cadouri. Dă-i mă ta seama acum. Da. E să întreb și eu, ești căsătorită? Nu, eu nu sunt. Ai, eu de asta vă întreb, ca să știu cum se face. Eu știu și probleme. Și după ce v-ați măritat, ați ajuns la... La muncă. La muncă. La muncă. Am avut casa mie deoparte. Ați făcut-o dumneavoastră și cu soțul? Era făcută de soțul, dar mai terminat-o. Da. Da. Și copii? Câți ați avut? Doi. De copii. N-ați mai făcut 7? Nu, nu. De ce n-ați făcut Când 7? Când eram de 17 ani, am născut primul băiat. La 7 ani. De la București. Da. Ce lucru în casă făceați? Lucrați din mână, coseați? Tot așa, țesem. Aveați război țesut? De cum? Împletiem, da? Un șorap, o flanelă. Cât timp vă luați să faceți un covor? O săptămână, o lună. Cât e covor puneai? Da. Stăteați toată ziua, dacă vă apucați de unul, stăteați mai la el sau mai... Ei, după și făceai mâncare. Vă dai la țesut, așa se chema. Da. Unde o găsăruși? Acasă, unii să mă găsească. Știu că lumea mai ascundea fetele de ruși. Nu v-au ascuns? Da, era mică. Nu, era mică. Câți ani aveți? Mai, vă mai aduceți aminte când aveți rușii? Avem 9 ani. Da, cred. Cam așa. Și mai țineți minte? O intrat și la dumneavoastră în casă? Ei, cum a intrat? A intrat toată lumea. A intrat. Cine a intrat? Rușii. Adică mama era un hambar. Da, și era acolo, avea pâine, era plin hambare de pâine, de la roșu, pâine neagră, cum era atunci. V-au adus ei? Adus ei. Tăiau oaia, băgau, făceau mâncare. A, și făceau lor mâncare. Da, uite, mi-a aduc aminte. Da, aveau pâine dreptunghiulară. Tot m-a întrebat de roșu, acum mi-a aduc aminte, Chiulea. Și mi-a spunea și mama aia. Avea niște jumătate de hambare de pâine, era neagră. Erau așa de urâți. Nu-i suferea lumea, nu? Dar de ce aveau așa urât de înși? Purtau urât, făceau rău la lumii sau ce? Nu știu. Mi-era frică nouă de înși. Era frică. Mi-a adus pavă. Da. Dar v-ați bucurat când o pleca, nu? Ei, cum nu? Ai avut prizonier la treabă? Parcă ține minte că avea, parcă. Dar cine v-a aducea prizonier la treabă? Poftem? Cine v-a aducea prizonier la treabă? Erau prizonieri și îi repartiza. Da. Prin sat? Da. La cine avea treabă. Și plăteați prizonierii sau... Da. Îi plăteați pe prizonieri sau plăteați la stat? Sau... Nu, era înțelegere. Dar așa, ce avea să fac? Păi el întrebea să mănânce și trebuie... Da. Produc ceva. Sată. Dar prizonierii ăștia ce erau, români, nemți? Erau, nu, de la ruși. De la ruși. De la ruși. Da. Basarabieni. Și cât timp a fost treaba asta cu prizonierii care vinau la lucru? Până se încheie poartă și s-a retras fiecare. În perioada comunistă, cum era? Muncă. Ce să fie? Dădeam cotii, dădeam... Cum a fost la CEAP? Munceați cu drag? De, și sport? Ce vreți să facem? Da. V-au luat atunci animalele? Le-am dat de bunăvoie. Le-ați dat de bunăvoie? Da, cum? Am dat car, am dat de bunăvoie. Dar de ce le-ați dat de bunăvoie? Păi nu te mai lăsa să mai ai car. Să lua carul, să lua. Deci tot e vilo, nu... Da, cum? Da. Noi n-ai putut să mai țin nimic, avea decât o vacă, câteva oiți și încă... Da, da. Da, cred. Și cu ce munceați atunci la câmp? Dacă nu mai aveați nici car, nu mai aveați ce spuneți la car? Ei, plătim. Plăteați. Care mai aveau. Da. Noi ținem, noi am avut numai boi, n-am avut cai. Care mai avea căruț, de exemplu, cum au șacu. Căruț, care plătim.